Cetățenii care se află în imposibilitatea de a se deplasa pentru întocmirea actelor de identitate vor beneficia de acum de sprijinul Serviciului de Evidență a Persoanelor. Reprezentanții acestei instituții se vor deplasa cu stația mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în scopul fotografierii acestora și preluării documentelor necesare. Dovada stării de sănătate a persoanelor aflate în această situație se va face printr-un document justificativ, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap. La solicitare se mai atașează și biletul de externare din spital, de dată recentă, sau adeverință de la medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa, potrivit portalului servuspress.ro.